despre cea mai înfocată rugăciune și despre lucrarea cea mai nobilă. Rugăciunea cea mai fierbinte este cu adevărat cea mai potrivită și mai puternică pentru a dobândi orice lucru, iar cea mai nobilă dintre toate lucrările este cea zămislită de un spirit care se abandonează. Cu cât spiritul se abandonează mai mult, cu atât rugăciunea și lucrarea sunt mai puternice, nobile, folositoare, vrednice de laudă și de săvârșite. Spiritul care se abandonează poate totul. Dar ce este un spirit care se abandonează? Un spirit care se abandonează este acela care nu se tulbură de nimic, care nu este legat de nimic, care nu și-a legat binele său suprem de nimic altceva, care nu ia câtuși de puțin în seamă ceea ce este al său, care este complet cufundat în voința divină și ieșit din sine însuși. Nimeni nu poate îndeplini vreodată o lucrare, oricât de umil ar fi aceasta, dacă nu primește de acolo putere și tărie. Omul trebuie să se roage atât de înfocat, încât să dorească nespus ca toate membrele, toate puterile sale, ochii, urechile, gura, inima și toate simțurile sale să-și dea osteneala în rugăciune și nu trebuie să înceteze rugăciunea mai înainte de a simți cum se unește cu cel care este prezent și la care se roagă, Dumnezeu. Despre cei care nu se abandonează, plini de voință proprie. Oamenii spun, ah, ce n-aș da să fiu plăcut lui Dumnezeu, să am tot atâta cucernicie și să fiu împăcat cu Dumnezeu așa cum sunt alți oameni și aș dori să fie și El tot astfel în mine sau să fiu sărac ca și ei. Sau chiar nu voi fi mulțumit să mă știu colo sau dincolo și făcând asta sau cealaltă, ci va trebui să viețuiesc printre străini, într-un loc singuratic sau într-un schit. La drept vorbind, toate acestea te înfățișează pe tine însuți și nimic altceva. Sunt propria ta voință, chiar dacă nu știi acest lucru sau nu crezi. Nici o nemulțumire nu se ivește în tine care să nu vină din propria ta voință, fie că îți dai seama de asta sau nu. Atunci când gândești că ar trebui să fugi de ceea ce este aici și să cauți ceea ce este în altă parte, nu sunt vinovate bunurile, oamenii, felul de a trăi, poporul sau lucrurile, ci tu însuți ești vinovat că te împiedici în ele și nu te porți așa cum se cuvine. Iată de ce trebuie să începi cu tine însuți și să te abandonezi. De fapt, dacă nu fugi mai întâi de tine însuți, oriunde vei alerga vei întâlni aceleași piedici și aceeași neliniște. Cei care caută pacea în lucruri din afară sau în locuri, în oameni sau fapte, în țări îndepărtate, în sărăcie sau umilință, oricât de mari ar fi aceste lucruri, toate acestea nu înseamnă totuși nimic și nu le aduce pacea. Cei care caută în acest fel, caută cât se poate de nepotrivit. Cu cât se îndepărtează, cu atât mai puțin vor găsi ceea ce caută. Ei pot fi asemuiți cu cel care a rătăcit drumul. Cu cât se îndepărtează mai mult, cu atât se pierde. Atunci, ce trebuie să facă un om? Trebuie mai întâi să se abandoneze pe sine însuși și în acest fel va abandona toate lucrurile. Dacă un om renunță la o împărăție sau chiar la lumea întreagă, dar se păstrează pe sine însuși, el n-a părăsit nimic. Dar dacă un om se abandonează pe sine însuși, el n-a părăsit nimic. Dar dacă un om se abandonează pe sine însuși, chiar dacă își păstrează bogăția, cinstea sau oricare alt bun, el va abandona toate lucrurile. Despre cuvintele Sfântului Petru, vezi, Doamne, că am abandonat totul. Cu toate că el își abandonase doar mreaja și barca sa, un sfânt spuse, cel care abandonează de bună voie, chiar și lucrurile neînsemnate, nu le abandonează doar pe acelea, ci tot ceea ce oamenii pot să dobândească, ba chiar tot ceea ce ei ar putea dori.
Întrucât acela care și-a abandonat voința proprie și pe sine însuși a abandonat într-adevăr toate lucrurile, ca și cum le-ar fi posedat și le-ar fi avut în deplină stăpânire. Căci de ceea ce nu vrei să ai, te-ai lepădat întru totul și l-ai părăsit pentru Dumnezeu. Iată de ce Domnul nostru spune: fericiți cei săraci cu Duhul, adică în voința lor, și nimeni nu trebuie să se îndoiască. Dacă un alt chip de a lucra ar fi mai folositor, Domnul nostru nu ar fi spus așa cum a spus: cel care vrea să-mi urmeze mie, să se lepede mai întâi de sine însuși. Totul ține de asta. Vechează asupra ta și, acolo unde te afli, abandonează-te, căci asta este mai presus de orice.